Bun găsit, sunt Cătălin Roba și la fel ca în fiecare săptămână vă invit să urmăriți 2 minute dedicate celor mai interesante povești, locuri și legende din orașul nostru. Haideți să vedem ce ne-a pregătit istoria pentru astăzi. În cadrul celor 2 minute de istorie de săptămâna aceasta vă voi spune povestea zilei de 20 decembrie 1989. Au trecut 20 de ani de când Timișoara era proclamată ca fiind primul oraș liber de comunism. Totul se întâmpla de aici, de la balconul Operei Naționale Române din Timișoara, în fața a 10.000 de manifestanți. După 5 zile în care pe străzile din oraș s-au dus adevărate lupte între grupurile de manifestanți, trupele armatei și securitate, de la balconul Operei Timișoara era proclamată oraș liber. Armata se retrăsese în cazarme, iar numărul protestatarilor era într-o continuă creștere. Pe holurile Operei lua ființă primul organism politic al Revoluției, Frontul Democratic Român. Întors în țară din Iran, Ceaușescu apare la postul de televiziune publică și susține un discurs. Acesta afirma: elemente huliganice au provocat distrugeri de tip fascist în scopul destabilizării țării, dezmembrării teritoriale, lichidării Revoluției Socialiste și întoarcerii sub dominație străină. Așadar, au trecut 29 de ani de când Timișoara, prin oamenii ei, prin sacrificiul unor vieți și prin unitate, devenea primul oraș liber de sub egida comunismului. Ce s-a schimbat în acești 29 de ani rămâne la aprecierea fiecăruia dintre noi. Eu vă mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați urmărit și la această ediție a celor 2 minute de istorie, iar până data viitoare nu uitați să priviți puțin în jurul dumneavoastră, deoarece istoria ne înconjoară la tot pasul. Pe curând!